mă gândeam că legat de ceea ce v-am spus ca ultimă discuție de această trinitate ADN, ARN, ribozomi, proteine, mă gândeam să mai propun publicului un subiect de reflexie și de reflexie, mă rog, faptul că în ADN există un limbaj, o limbă cu anumită gramatică și cu anumite semne de punctuație. Tot limbajul din ADN-ul nostru se bazează pe 4 litere, adenină, citozină, guanină și timină. Și toate aceste 4 litere se combină sunt combinații de câte 3, din nou trinitatea, în așa fel încât sunt posibile 4 ori 4 ori 4, 64 de variante de cuvinte care trebuie să aibă un sens mai departe. Și din aceste 64, din nou 3, din nou o trinitate, nu au sens, sunt doar semne de punctuație, sunt punctul dintr-o propoziție a ADN-ului, și că tot acest limbaj bazat pe 4 litere este codificat de ribozom într-o altă limbă care are 22 de litere, cei 22 de aminoacizi, și ribozomul trebuie să facă această traducere. Iar dacă am înțelege foarte bine acest limbaj, am putea să generăm o influență la nivelul ADN-ului intenționată prin un anumit tip de citire care să fie transmis? Am să vă răspund printr-un experiment care mi-a venit acum în minte când m-ați întrebat. Există un cercetător, Friedrichsen, care a luat 80 de indivizi, toți cu o stare de bine psihic, e greu să găsești, 80 de indivizi pe care i-a împărțit în două loturi, unii hedonici, cei care erau preocupați de binele personal, de gândirea pozitivă, de zâmbet, de odihnă, de binele personal, și restul, indivizi eudaimonici. Eudaimonici, nu știam nici eu termenul, fiind aceia care sunt preocupați, au gânduri profunde, sunt preocupați de marile mistere, vor să facă bine, vor neapărat, fericirea lor constă în a-i ajuta pe cei din jur într-o formă sau alta. Și a luat acești 80 de indivizi și a colectat sânge, a separat leucocite și a văzut care este profilul transcripțional, ce se citește din ADN-ul leucocitelor, apropo de cum putem influența cu gândurile, cu atitudinea, ce se citește la cele două loturi. Și a văzut că hedonicii, cei preocupați doar de binele personal, aveau o reacție inflamatorie, care este apărarea bazală, foarte bine dezvoltată, pe când ceilalți eudaimonici aveau răspunsurile imune mai sofisticate, mai specializate, și umoral și celular, ele erau cele care funcționau la superlativ. E o concluzie extrem de interesantă, pentru că pe ea o putem transpune sau putem lega de viața spirituală, de Copleșitor și pentru mine, nici nu mi-am imaginat că s-au făcut asemenea studii. Mă gândesc, făcând legătură cu aceasta, la câțiva dintre marii monahi ai României, de la Justin Pârvul și la alții, care au stat 10, 15, 17 ani în închisori și au trăit până la 90 și ceva de ani, pentru că ei, toată viața lor, au trăit în spiritul acestei, nu mă rețin cuvântul, în spiritul acestei a doua categorii de oameni, eudaimonici, care, da, în spiritul trinității, pe, da, care o găsim peste tot, în celulă. Și care, iată, generează efecte benefice mai profunde la nivelul întregii ființe. Este foarte interesant. Cu alte cuvinte, dacă s-ar face mai multe astfel de experimente în care să se ia oameni care au o anumită stare emoțională dominantă pe diverse și s-ar citi până la urmă, s-ar putea identifica limbajul,
s-ar putea crea o influență la nivel de masă prin... Sigur, dar noi știm deja că atunci când ești în stare de stres și descarci hormonii de stres, în primul rând cortizolul, el este un antiinflamator puternic, el blochează tot ce înseamnă imunitate și imunitatea născută, reacția inflamatorie și imunitatea cealaltă, umorală și celulară. Starea de stres, frica, terorizarea individului, neodihna. Exact ce se întâmplă astăzi la nivel planetar. Frica, stresul sunt un fel de politică editorială al marilor televiziuni, al politicienilor, pentru că este instrumentul de control al populației. Populația este controlată atunci când este stresată din diverse motive, când îi este frică, când are grijă zilei de mâine, când are preocupări mărunte la nivel bazal de supraviețuire. Scopul venirii mele aici, acesta este nu o lecție, un intelectualism pe care să-l afișez într-o formă sau alta, ci dorința puternică de a-i face pe cei care ne ascultă să înțeleagă că sunt perfecți, îl au pe Dumnezeu în ei și că nu au niciun motiv să le fie frică. Când ești un organism atât de perfect creat, când ai asemenea sisteme, nici nu le cunoaștem exact, să ne temem de lucruri mărunte? Da. Vă mulțumesc pentru informațiile noi și iată unele inovatoare, mă rog, nu este cuvântul cel mai potrivit, este o descoperire pe care ați făcut-o și care apare în această carte pe o anumită zonă științifică. Să sperăm că ne vom revedea în curând cu alte informații la fel de interesante. Toate cele bune și dumneavoastră, ne revedem cu alte emisiuni interesante.